Pe lângă activitățile de rutină, un grup de femei alături de copiii săi din Dumbrava practică sportul la ei în localitate. Își dau întâlnire de două ori pe săptămână. Iar rezultatul, zic ele, că este unul uluitor. Pilates alături de cei mici. Cum altfel să reușești să acorzi timp copiilor, dar și siluetei tale? Uite că ele pot fi combinate perfect. Замечательно, потому что есть возможность помимо всех забот с ребенком еще уделить время себе. Это очень важно для мамы. Я как мама троих детей знаю не понаслышке, о чем я говорю. И puțin timp, ca să zic așa, ca să vedem așa rezultate foarte mari, însă oricum suntem capiți energie, chiar dacă ești un pic obosit după ce faci sport, oricum ai energie ce și bună dispoziție. De mult am visat să fii alături de casă și încă să fii și cu copilul alături, fiindcă există momente când chiar nu am cu cine să las copilașul și grijă îmi fac. Siliu este administratoarea unei săli de forță, iar ideea de a o deschide i-a venit la solicitarea mai multor doamne care își doreau să practice sportul la ele în localitate. Nu întotdeauna au posibilitate cu cineva să-l lasă și am adus un covoraș și niște jucării, ca ei se simt confortabil. Și suntem mai multe mămici care alergat copiilor prin sală, chiar nu deranjează pe nimeni. De două ori pe săptămână, Veronica revine cu drag în sala de sport pentru a cultiva dragostea față de sine femeilor din Dumbrava. Iar faptul că face pilates alături de copii îi oferă o dublă doză de energie. Мы прорабатываем абсолютно все части тела, вот, но особую как бы проработку мы уделяем внимание именно вот спине, потому что носить ребенка это чаще всего устает спина, руки и вот. В этом случае мы стараемся проработать именно спину, поддерживать позвоночник, то есть укреплять спину. И поэтому как бы больше вот на это идет упор. Ну и, естественно, мышцы пресса – это уже в зависимости тоже от возможности мамы. Într-un corp sănătos, o minte sănătoasă. Se pare că asta le-ar caracteriza și pe femeile din Dumbrava. Nu-i așa?